Este tot mai întuneric zilele acestea și nu numai din cauza vremii. Am trecut deja de echinocțiul de toamnă, iar durata de lumină a unei zile se micșorează tot mai mult. Și schimbarea orei este aproape. Trecerea la ora de iarnă 2021 se va face în acest weekend. Mai exact, noaptea de 30 spre 31 octombrie 2021, ora 4 va deveni ora 3. Ceasul se dă cu o oră înapoi. Dormim mai mult, cum se spune, pentru că 31 octombrie 2021 va fi cea mai lungă zi a anului, având teoretic 25 de ore. În acest weekend vom trece la ora de iarnă. Credeți că o să ne afecteze cumva organismul, sănătatea? Da. De fiecare dată afectează orice trecere, orice salt înainte sau înapoi. Băi... Și aceste restricții în perioada aceasta? Cu restricțiile nu știu ce să mai cred. Și cu infectările iar la fel nu știu. Ar putea să da. Da, că o să se micșoreze ziua, o să se mărească noaptea. Avem și aceste restricții? Avem aceste restricții, da. Noi suntem și de la țară. Nu mai putem să plecăm și așa venim cu frică, cu... Deja satul e în carantină. Sistemul orei de vară și de iarnă presupune o ajustare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară și toamnă. La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră, ora 3 devine ora 4, în timp ce la ora de iarnă operațiunea este inversă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4 devine ora 3. Ora de iarnă este considerată însă ora standard. În perioada orei de iarnă, diferența dintre ora oficială a României și timpul universal va fi de 2 ore față de 3 ore la oră. Ora de vară. Da, nu face bine la organism că se schimbă ora de iarnă. Dar ar fi bine să rămână cum a fost odată la noi. Să nu se mai schimbe ba una, ba așa, ba e neagră, ba e albă. Ca în termine cu schimbatul, toată ziua numai modificări. Și la legislație și la asta, e o haraba bună în țara asta. E o haraba bună. Ar fi ultimul lucru la care vă gândiți în momentul ăsta. Normal că... Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură. O propunere de renunțare la schimbarea orei a apărut în Uniunea Europeană în 2018 și ar fi trebuit să intre în vigoare încă din 2019, dar unele țări europene s-au opus.